Cei doi nu au avut nici măcar prima înfățișare pentru divorț, însă s-au aruncat vorbe grele. Agentul a continuat să lanseze atac după atac la adresa tehnicianului de la Universitatea Craiova, după ce acesta s-a afișat în repetate rânduri, alături de iubita sa însărcinată. Actor Ana Maria Prodan a plecat cu ceasurile și le-a vândut. Ana Maria Prodan a fost invitată pentru a doua oară la podcastul moderat de Codin Maticiuc. Acolo, ea a făcut o serie de dezvăluiri legate de întâmplări petrecute în ultimele luni de căsnicie, iar cea mai recentă dintre ele are legătură cu nunta de cristal, pe care cei doi au făcut-o pe 1 iunie. Impresarul a dezvăluit că, atunci, soțul său i-a cerut iertare pentru infidelitate, iar la două zile după ce a discutat inclusiv cu copiii și au ajuns la pace, a plecat, luând cu el două dintre cele mai valoroase ceasuri, pe care le-ar fi vândut ulterior. Eu l-am crezut pe bărbatul meu până acum la nuntă, nunta de cristal NR, pe 1 iunie. Pe 1 iunie, eu îl credeam când spunea că a terminat cu, că ea l-ar fi șantajat și așa mai departe. Dacă omul a venit și mi-a spus, iartă-mă, ești îngerul meu, dacă nu erai tu, eu nu eram, te rog, iartă-mă. Am greșit, am găsit-o pe asta prin bar. Gata, hai să fim fericiți. Hai să trecem peste. Eu am chemat copiii și am stat toți într-o cameră și le-am zis, din acest moment, mami cu tati pleacă la drum împreună, cu voi alături. Am închis ușa asta de nenorociri și din acest moment, dacă vă mai aud că puneți întrebări sau mai există, e belea mare cu mine. Copiii au zis da, ne-am luat toți în brațe, Regenea strâns pe toți la piept. Și după două zile a plecat cu două ceasuri, cele mai valoroase, și le-a vândut, a dezvăluit Ana Maria Prodan la podcastul La Mijloc. Ana Maria Prodan a citit mesajele primite de la soțul său. Am toate discuțiile de la el, uite ce scrie aici, e adresa domnișoarei. Ce este asta? Este un link cu divorț, îl învăța cum să divorțeze, că el tot îi spunea, e pandemie, nu se poate divorța acum. Sunt de la Rege, redirecționate toate. Uite ce-mi scrie aici Regekampf, ce îi spune domnișoara, hai că mă iei deja de proastă prea mult și încep să mă deranjezi. De ce? Pentru că Regekampf mințea că nu poate divorța acum, probabil că în mintea lui nu a vrut niciodată să divorțeze, dar părerea mea, cred că l-are cu ceva la mână. Nu ai cum să decazi așa. Uite mesajele, de la soț către mine. Iubisoare îi spuneam eu, așa trecut. Toate aceste mesaje, uite ce spunea despre domnișoară, ia uite unde a agățat-o, am agățat-o la bar la Zuma, a venit și mi-a cerut niște bani, am băut. Eu deja am prins transferurile de bani, care erau făcute ca ajutor familie. Azi îmi scrie, poate ai uitat că mai am foarte multe mail-uri cu această adresă de mail, de la așa numită agenție de escorte, creată de tine. Tot ceea ce ai făcut e hărțuire. Toate lucrurile acestea vor ajunge la tine. El se chinuiește să arate tuturor că iubita lui nu a făcut prostituție, a spus agentul.